Ca să ții sub control hipertensiunea, este necesar să adopți o dietă sănătoasă și totodată să eviți alimentele nepotrivite care pot avea un efect negativ asupra sănătății. Iată ce trebuie să scoți din meniul tău. Legumele, fasolea, nucile, peștele, grăsimile sănătoase, precum și carbohidrații din cereale integrale, au efecte benefice asupra tensiunii arteriale. La polul opus se află alimentele procesate și bogate în sare, uleiuri, grăsimi și zahăr. Iată o parte dintre ele. Șunca presată poate fi un aliment de bază în sandvișuri și salate, însă aceasta conține o cantitate generoasă de sodiu, care crește tensiunea arterială, riscul de boli de inimă și de accident vascular cerebral. De pildă, două felii de șuncă pot conține până la 730 de miligrame de sodiu, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca un adult să consume cel mult 2 grame de sodiu pe zi. Alimente bogate în sodiu sunt și murăturile, deoarece acestea absorb cantități mari de sare din saramură. Alternative mai sănătoase sunt salatele cu castraveți proaspeți, varză, sfeclă sau alte legume crude. Și brânzeturile le pot fi interzise persoanelor hipertensive, iar asta tot din cauza nivelului ridicat de sodiu și grăsimi. Pe lista neagră sunt incluse parmezanul, brânza cu mucegai, brânza topită, în timp ce brânza de capră și mozzarella sunt alternative mai sănătoase. Oricât de gustoși ar fi cartofii, varianta prăjită este extrem de nocivă pentru inimă, dar și piureul poate fi dăunător pentru tensiune, în special în rândul persoanelor care consumă cel puțin de 4 ori pe săptămână. Cartofi prăjiți arată cel mai recent studiu. Asta se întâmplă din cauza conținutului ridicat de grăsimi din unt, lapte și cremă de gătit. Dacă urmezi un tratament pentru tensiune arterială, consultă-ți medicul înainte să introduci grefele în dieta ta. Acest fruct tropical poate să interacționeze cu anumite medicamente și să aducă efecte secundare. Și consumul de carne la grătar trebuie ținut sub control. Rezultatele unui studiu arată că persoanele care consumă în mod obișnuit carne de vită, pui sau pește la grătar au mai multe șanse să dezvolte hipertensiune arterială. Pentru consumul zilnic, variante mai bune ar fi cărnurile pregătite la cuptor sau fierte, relatează Click pentru femei.ro.